Canicula se menține în vestul și sudul țării până în după amiaza zilei de 25 august. Vremea va fi călduroasă în toate regiunile, caniculară la orele după amiezilor în câmpia de vest, iar indicele de confort termic va depăși pragul critic de 80 în vestul și sudul țării și local în restul teritoriului. Dar iată prognoza meteo pentru fiecare județ din partea de vest. Arădenia o parte la noapte de o vreme deosebită de caldă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla în general slab. Minimele nopții vor fi de 20 de grade la Arad și 22 la Șiria. Mâine în Arad vremea va fi deosebit de caldă, caniculară după amiaza în zonele de câmpie. Cerul va fi variabil. Local, indicele de confort termic va atinge și depăși pragul critic de 80. Temperaturile vor fi de 35 de grade la Șiria și 37 la Arad. La noapte în județul Caraș-Severin vremea va fi deosebit de caldă, vântul va sufla în general slab, iar norii nu apar pe cer. Minimele sunt de 19 grade în Caransebeș și Reșița, 20 în stațiunea Băile Herculane și 21 în Oravița. Și mâine în județul Caraș-Severin vremea va fi deosebit de caldă, caniculară după amiaza. Norii nu apar pe cer, iar soarele va arde toată ziua. Local, indicele de confort termic va atinge și chiar depăși pragul critic de 80. Maximele vor fi de 36 de grade în Reșița, Oravița, Caransebeș și Băile Herculane. La noapte în Timiș vremea va fi caldă cu cer mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Minimele vor fi de 18 grade în Lugoj, 20 în Jimbolea și Sânicolau Mare și 21 în Timișoara. Mâine în Timiș vremea va fi deosebit de caldă, caniculară după amiaza în zonele de câmpie. Doar la munte, izolat, vor fi condiții de averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat din sector sudic. Temperaturile maxime vor fi de 37 de grade în Jimbolea și Lugoj și 38 în Sinicolau Mare și Timișoara. La noapte în Timișoara vremea va fi deosebit de caldă, iar vântul va sufla în general slab. Minima nopții va fi de 21 de grade Celsius. Mâine timișorenii mai au de suportat temperaturi ridicate, iar indicele de confort termic va atinge și depăși pragul critic de 80. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab la moderat din sector sudic. Temperatura maximă va fi de 38 de grade Celsius. Să vedem acum prognoza pentru următoarele două zile. Vineri vremea se menține deosebit de caldă, deși valorile termice vor înregistra o scădere ușoară. Vântul va sufla slab la moderat din sud-est, cu unele intensificări în Banat și la munte. Izolat, indicele de confort termic poate atinge pragul critic de 80. Minimele vor fi de 19 grade în Caraș-Severin și Arad și 21 în Timiș, iar temperaturile maxime vor fi de 34 de grade în Caraș-Severin, 35 în Arad și 36 în Timiș. Sâmbătă temperaturile mai scad cu câteva grade, dar vremea se menține frumoasă. Cerul va fi predominant senin. Vântul va sufla slab la moderat din sud-est cu intensificări izolate. Minimele vor fi de 16 grade în Caraș-Severin, 19 în Timiș și 18 în Arad, iar temperaturile maxime vor fi de 33 de grade în Caraș-Severin și Timiș și 34 în Arad.